Secretariatul, vă rog să prezentați înregistrarea cu văd chestionarele, să repet. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, bună dimineața. Vă anunț că la începutul ședinței de azi, din 101 deputați, și-au înregistrat prezența 49 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența Șor Ilan, Gațcan Ștefan, fracțiunea Acum Platforma DA, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate Blocul Acum, grupul parlamentar Pro-Moldova, fracțiunea Partidul Șor și Andronache Vladimir. Stimați colegi, din păcate și astăzi este venit și domnul prim-ministru. Vă salut, domnul prim-ministru, prietul prezentarea asumării de responsabilitate. Din păcate, văd că colegii noștri din cealaltă parte boicotează în continuare ședința, de ce nu este constat lipsa quorumului, ședința se declară, adică nu a fost deschisă. Mulțumesc tuturor pentru participare, ședința următoare convocăm săptămâna viitoare ședința biroului și decidem. Stimați colegi, eu nu pot să vă interzic de procedură, eu ședința am constatat-o, vă rog, îl rog pe domnul bătrân. Stimați colegi, ofer cuvânt de procedură domnului Dumitru Diacov, pe de mine. Domnul Chico, dar poate răspundem la o întrebare, facem un schimb de părere, de ce așa agitație? Că nu trebuie să vorbim, că e... Eu înțeleg că nu este ședință oficială, fiindcă nu este quorum. Dar noi venim a doua zi, colegii stau în coridoare, țara e în așteptare. Ce facem? Ce facem? Guvernul este într-o situație absolut legală și cu o doleanță absolut legală să vină să-și asume răspunderea. Guvernul este responsabil de acumularea la buget. Guvernul este responsabil de cheltuielile care se fac și de gestionarea bugetului. Și guvernul, absolut normal, chiar când există toată majoritatea, chiar dacă partidul de guvernare nu este de acord, guvernul are dreptul să vină să-și asume răspunderea. Și asumarea răspunderii este o procedură taman dictată de necesitatea că guvernul, în caz de ceva, vine și să asumă răspunderea. De ce colegii din opoziție nu sunt în sală? Eu mă mir. Asta puteau să nu vii socialiștii, puteau să nu vii democrață, că noi nu suntem, și noi nu suntem de acord cu multe lucruri care acolo există. Și vrem să fie bugetul mai bogat. Dar noi înțelegem că asta este realitatea moldovenească. Și guvernul a făcut tot ce e posibil. De ce ea, stimați colegi din opoziție care stau pe coridoare și privesc la televizor tot chestia asta, intrați în sală. Intrați în sală, fiindcă este vorba de...